Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Dacă nu m-am dus după Caraiman și v-am spus de ce, pentru că s-a amânat pe mâine festivitatea și eu plec mâine spre București, totuși am ieșit în Sinaia de fiecare dată când vin. În fiecare dimineață fac așa un tur de la bulevardul ăsta, unul mai mucitoresc unde sunt, până la parc, înconjor parcul și vin înapoi. Data aceasta, luând, nu am mai făcut această experiență și evident că am intrat la librăria, parcărei proprietar este domnul Codruț Radi, Flower Power, am mai vorbit despre această librărie, din Sinaia, cred că am avut și un interviu cu domnia sa. Este o librărie mică, mică. De câte ori intru la această librărie, mai vin și alții, puțin din cei care intră, i-am auzit întrebând de cărți. Treabă, intri. Rebus, figurine, căței. Da. Sigur că pentru mine librăriile sunt ca, nu știu, dealerul de droguri, ca să-l compar, să fac o raportare la realitățile de acum, pentru un dependent de droguri. Adică, mă stăpânesc cu greu să nu intru, dintr-un simplu motiv, dacă intru, cumpăr cărți, n-am unde să le pun. Nu, nu de altceva. Deși vă sfătuiesc, din experiența mea de viață, când intrați la o librărie, cumpărați cărți, chiar dacă nu aveți simțit nevoia atunci. Deci, nu știu, cumpere o carte, uite, eu, de exemplu, am cumpărat jurnalul Reginei Maria, fără să mă gândesc să-l citesc, zic să-l am acolo. Și acum când am nevoie, și atunci ai nevoie și descoperi că nu găsești cartea, pentru că România cărțile așa sunt 100, 200, 300 de exemplare scoase și apoi umbli de vine rău. Comanzi la ocazii rău, pe când așa l-ai acolo în bibliotecă. Am cumpărat cu această ocazie această carte, Epoca Întunecării, m-a bătut la cap să o cumpăr și evident să o citesc. Ionuț Cristache, este cartea de istorie anului 2018 pentru în mai multe gazete, Daily Telegraph, The Observer, BBC. Epoca Întunecării, cum a distrus creștinismul lumea clasică, Catherine Nixey, este foarte interesantă. Ea descrie o perioadă numită Dark Age, dintre dispariția, prăbușirea Romei și, să spunem, a fost o perioadă ciudată în care creștinismul a distrus totul, mă rog, în numele creștinismului. E foarte interesant așa. Ionuț Cristache este unul din puținii jurnaliști cu care mai discut despre cărți. Mă mai sună din când și Dan Andronic și mă întreabă, ați citit cartea cu tare, ați cumpărat cartea cu tare? Sigur, Ionuț Cristache nu-i ajută la nimic, că citește, că mai degrabă decât să citească, ar trebui să umple, să facă afaceri pe acolo, aranjamente cu tare și poate ar trăi mult mai bine decât acum. Dar oricum este unul din jurnaliștii tineri cu care fie că îl sun eu, dar de regulă mă sună el, aș citi cu tare cum a fost asta, epoca întunecării, iată că am cumpărat. Mult mai important, am cumpărat aceste trei cărți. Mareșalul Antonescu în fața istoriei, Gheorghe Buzatu, volumul 2, anul. Deci volumul 1, volumul 2 și România fu și fără Antonescu, Gheorghe Buzatu. Eu am aceste, a fost o ediție mult mai cu ani în urmă, cred că pe anii 90. Și eu le-am, sunt cam perfenicite, că am lucrat multe, am lucrat mult pe ele.
Le-am cumpărat așa ca să le-am proaspete, vreau acum să cumpăr și tot ce a apărut așa odată, jurnalul Reginei Maria. Și eu l-am, dar v-am zis, am notat, am făcut, aș vrea să am așa acolo, să le-am pe toate să fie. E un prilej pentru mine să vă spun despre un mare, unul dintre cei mai mari istorici ai noștri, Gheorghe Buzatu. El a murit. Gheorghe Buzatu, datorită lui Gheorghe Buzatu, noi avem acum posibilitatea. Aceasta este o reeditare. Să citim foarte multe documente și multe cercetări despre Mareșalul Antonescu. Știu, fascistul, antisemitul, nu contează să mă țin spectatorii, indiferent cât de negativ, ca să spun așa, deși nu e cazul Mareșalului Antonescu, este un personaj care acoperă o epocă istorică, el trebuie studiat. Dacă facem pamflete, putem să le facem, nu e nicio problemă, dar nu ajută la nimic. Gheorghe Buzatu este primul istoric român și singurul care a mers în arhivele la Kremlin. A fost o perioadă după 90 când s-au deschis pe gratis. După asta, acum sunt contracurs. Deci este stil. Cărțile sale nu sunt ca domnului Boia, cum să zic, articole cu texte publicistice despre istorie la nivel de liceu. Ele sunt documente, uitați aici, au rămâneat cu și fără. Uite, Mareșalul Antonescu în fața istoriei, volumul 1, da? Chiar are documente. Volumul 1, volum de cuvânt înainte, ia să vedem așa. Deci are, de exemplu, aici, asta este o carte de cum ar veni documente, amintiri sau lucruri ale lui Antonescu, deci este un cercetător de arhivă, au reușit să-l îngroape, nu în sensul că a murit, oricum a murit nu pentru asta, l-au îngropat. Dacă te uiți, vezi acum tot felul de pițifelnici, de, cum să zic, de niște vermișori, dau istorici. Deci, un mare istoric pentru că, repet, a cercetat, arhivă. Istorie înseamnă, în primul rând, și făcea să document. Mă, te duci, caut documentul, verifică dacă e adevărat, dacă nu e adevărat. Ce poate să faci sinteză? Păi nu știu. La institutul, că asta este obsesia. Deci, academia asta nenorocită, condusă de numitul Ioan Aurel Pop, care nu știu de ce l-au umflat ăștia, că-i suveranist, nu e nimic. Care a coborât, a transformat Academia într-o lustruitoare de pantofi a Bruxellesului, a protectoratului american, n-a făcut nimic, nimic, nimic. Nu știu, poți să faci acolo anumite dezbateri care nu sunt posibile, iar Academia și Biserica își pot permite să facă și lucruri pe care nu le fac oficialitățile. Oficialitățile trebuie chiar pe ascuns să îndemne să facă, pentru ca să creeze un echilibru. Institutul de Istorie. Cum să spun, unul mai puturos decât altul, iau banii noștri, cât banii noștri. N-am văzut o cercetare, să-mi arate și mie Institutul de Istorie Academiei, o carte, o carte. Nu este eu. Unul a scris o carte pe care și-a Ceaușescu. Mă interesează pe mine. O carte, nu știu, despre, cu documente în care să fiu un cărțuș. Era așa, am făcut și eu un eseu din ăla de gazetărie de presă tefelistă. Bun. Am făcut asta ca să vă spun mare istoric, Gheorghe Buzatu. Da, îl cunoaște foarte bine Victor Roncea și și colaborat într-un fel. A trebuit ca din când în când activ nu se mai reamintească faptul că noi românii am avut un mare istoric, cel mai mare istoric pe decembrist. Sunt și alții, sunt și domnul Scurtu, dar el prin asta. Și mai ales prin această îndrăzneală de a aborda o temă, un subiect, să zicem, controversat. Da. Stimați telespectatori, aseară v-am prezentat
pe domnul ministru al transporturilor, Sorin Grindeanu, care a fost la Constanța, sub aripa ocrotitoare și caldă ambasadei Americii la noi, și domnia s-a patronat un fel de reuniune consacrată efortului pe care trebuie să-l depună România pentru ca Ucraina să tranziteze pe la noi cereale. Bun. Deci, s-a făcut așa o reuniune specială și domnul Sorin Grindeanu, v-am spus și Marta și seara, a ținut un discurs în care a arătat pe puncte ce efort face România ca Ucraina să treacă cereale. Nu pentru ajutorarea, nu știu, pentru răniții, pentru refugiații. Nu, cereale. Ucraina are un exces de cereale. Mă întrebă încoate cine se mai rupte dacă e cu cereale. Și vor să exporte aceste cereale, rușii nu vor, e treaba lor, e războiul lor, așa, și atunci noi, România, ne-am făcut un proiect de țară, deci guvernul Ciolacu, guvernul Ciolacu, are un proiect de țară. Proiectul de țară este cât mai multe cereale, cât mai mari cantități de cereale trecute cât mai bine și cât mai repede prin România, prin efortul României, evident. Ia să vedem ce a zis. Prin România, astăzi, de asemenea, am luat decizii care vor îmbunătăți și vor crește nivelul de tranzit al grânelor prin România. Ca să vă dau un ordin de mărime, în luna august s-au tranzitat prin România în jur de 2,5 milioane de tone de grâne. Mai mult, peste 2,5 milioane de tone. Nivelul la care ne dorim să ajungem în lunile următoare este de 4 milioane de tone și este posibil acest lucru. Și am să vă dau câteva decizii pe care le-am luat azi și câteva modalități prin care se poate crește această capacitate de tranzit. Prima ar fi implementarea proiectului european pentru navigabilitate pe Sulina 24 de ore din 24 și acest lucru se va termina în această toamnă. Asta va duce automat la creșterea acestui tranzit. 2. Am reușit să mărim numărul de piloți și încă o dată vreau să mulțumesc Ministerului Apărării Naționale care ne-a ajutat cu încă 10 piloți față de cei 54 pe care îi aveam deja înmatriculați. Ministerul Apărării Naționale a venit cu încă 10 piloți, le mulțumesc. Asta ne duce la un număr absolut rezonabil de piloți care să tranziteze canalul Sulina. De asemenea, în portul Constanța, în perioada următoare, vor fi luate câteva decizii legate de transbordare ship to ship, astfel încât doar prin această operațiune să putem să mărim cu 500.000 de tone această capacitate de transport. V-am dat doar 3 din deciziile și din ceea ce am hotărât astăzi, 3 modalități de creștere. Ne vom vedea în mod sigur și în octombrie sau noiembrie să vedem dacă deciziile noastre de astăzi au avut sau au efectul scontat, astfel încât să reușim să ajutăm la tranzitul acestor cereale. Vreau să reafirm sprijinul Guvernului României pentru Ucraina, să condamn încă o dată agresiunea Rusiei asupra Ucrainei și să spun cu fermitate că vom sta alături de Ucraina până la capăt în acest conflict provocat de către agresorii ruși. Mulțumesc! Bun. Vreau să vă reamintesc că vineri dimineața a avut loc o grevă la CFR, CFR, organizată între 7 și 9 de federațiile sindicale, o grevă care a provocat un haos, desigur, și ia să vedem imaginea, nu știu, a haosului, a balamucului.
Bun. Sunt deja foarte mulți oameni în gară în spatele tău. Bun găsit, am vorbit cu câțiva dintre ei. Călătorii se uitau foarte mult la panelul de plecări și de sosiri. Sunt foarte nedumeriți. Mulți dintre ei spun că un blocaj de 2 ore ar însemna și o problemă foarte mare pentru ei, pentru că ar întârzia la activitățile lor. Au diverse călătorii programate, de exemplu, unii trebuie să schimbe trenurile, să ajungă mai departe. Așadar, depind foarte mult de acest program al trenurilor. Este o grevă care începe chiar acum la ora 7 și ar trebui să dureze până la ora 9 și pentru acest interval orar în Gara de Nord trebuiau să ajungă jur de 16 trenuri și 20 să plece, iar în toată țara sunt planificate 266 de trenuri care să circule în acest interval orar ale CFR Călător, deci nu ale trenurilor de marfă sau ale operatorilor privați. Teoretic ar intra în grevă doar angajații responsabili în special de dirijarea circulației, angajații de la Direcția de Infrastructură, dar nu și cei de la călători. Însă este sub semnul întrebării și situația este foarte flexibilă, totul se poate schimba din moment în moment. Dacă trenurile vor fi blocate în acest interval orar, s-ar putea ca întârzierile să se mențină și după ora 9. Ceferiștii vor să atragă atenția asupra lipsurilor cu care se confruntă, vor creșteri de salarii, îmbunătățirea condițiilor de lucru din gări, din depouri, investiții masive în repararea căii ferate și în achiziția de noi garnituri și călătorii cu care am vorbit aici în gară, în mare, sunt de acord cu ei pentru că sunt nemulțumiți de întârzierile repetate de la trenuri și de modul în care lucrează angajații CFR, de condițiile în care lucrează, mai exact vechimea trenurilor și vechimea șinelor. Sorin Grindeanu, ministrul transporturilor, a declarat recent că bugetele CFR Infrastructură și CFR Călători ar putea fi aprobate abia după rectificarea bugetară care se tot amână. Suntem deja la mijlocul lunii septembrie și încă nu există bugete aprobate pentru companiile feroviare. Ați văzut. Stimați telespectatori, această grevă, pentru că unul din motive este situația dezastruoasă, ne-a atras atenția nouă, poate și mai mie sigur, asupra domeniului de infrastructură, dar chiar și domeniul de activitate din România, care stă cel mai prost. Căile ferate. Nu are niciun rost că am povestit de atâtea ori, ați fost și mai în străinătate, trenul, a fost acum în Scoția, era la, cum să spun, Edinburgh, Londra, văd din jumate în jumate de oră. Cu pac, pac, nu mai spun de restul. Totul perfect, da? Viteză, corect, curat, n-are nicio rost să mai... Așa. Bun. Noi românii și în toată Europa s-a dezvoltat căile ferate și ca o alternativă la șosele. Ce rost are să ne chinuim cu autostrada București-Brașov, că noi am putea să facem cale ferată de trenuri de mare viteză București-Brașov, vă imaginați, dar nu ar mai lua mașinile. La urcă în tren, ai putea să faci niște vagoane pentru mașini. La formă, se urcă și coboară cu mașina. Bun. Locomotive care iau foc. Acum auzisem la radio, era o știre, nu știu unde s-a oprit un tren, deraiase locomotiva, se stricase, a venit o altă locomotivă să le să strica și așa a venit o a treia ca să le ia pe amândouă. Deci șine catastrofale. Viteze se circulă cu viteze ca pe vremea lui Carol I. Nu mai spun pe vremea lui Ceaușescu. Gări ca dracu, trenuri ca dracu. Totul ca dracu, da? În acest context, și în contextul în care calea ferată ia locul tot mai mult autostrăzii și că normal era ca, cel puțin după această grevă, Marele Sorin Grindeanu să convoace o reuniune asemănătoare cele de la Constanța, dedicată unui proiect de țară și anume să spun, îmbunătățirea transportului pe căi ferate. Un proiect. Ați văzut cum era, cât de precis este el în materie de ajutorul dat pe banii noștri
cerealelor ucrainene. Cum a transformat Ciolacu, Ugrindeanu, un proiect de țară, cât mai multe și cât mai cereale ucrainene trecute pe teritoriul nostru. Deci România a devenit, potrivit lui Sorin Grindeanu și lui Marcel Ciolacu, la ora actuală, nu are alt scop. Nu mă interesează nici căile ferate, nici autostrăzile, nici reforma. Mă interesează ca ucrainenii să treacă cât mai mult. Nu contează că trebuie să meargă pe Sulina și pe Sulina, dacă mergi, cum să spun, va barge lângă barge, va face pulbere delta. Nu contează. Deci, tranzitul potrivit domnului cu pricina, care este Sorin Grindeanu și sigur guvernul PSD, este la ora actuală prioritatea priorităților în România. Eu, asta în timp ce căile ferate nu au constituit un moment de o asemenea. Vreau să văd și eu, domnul Sorin Grindeanu, o reuniune generală la Constanța. Normal, se adune pe toți, gata, începând de în acest moment, pe plan, vom face aia, aia, vom... Nu. Și mă înțeles, pentru că eu nu înțeleg. Sigur că trebuie să fim solidari cu Ucraina în războiul pe care, cum zic, și nedrept pe care îl duce Rusia acum. Dar, până la urmă, eu mă întreb, care este afacerea? Domnul Marcel Ciolacu a declarat, și vreau această declarație, că 2-3% din bugetul pe anul acesta este sacrificat, cum să zic, adică își are cauza în investițiile, cheltuielile noastre cu Ucraina. Ia să vedem. Bună seara, domnule prim-ministru. V-aș întreba cât reprezintă din deficit acel ajutor pe care România l-a dat Ucrainei și Republicii Moldova și v-aș întreba dacă există un acord, simțiți că există un acord după discuțiile de azi pentru a fi eliminată aceasta din... După estimările făcute de către România, care echipele tehnice vor veni la comisie săptămâna viitoare, depășesc 3,5%. Pe estimările făcute de către comisie se încadrează în jur de 1,5%, asta neintroducând noua asumare a României de a crește bugetul pentru apărare de la 2% la 2,5%. Bun. Încă o dată, dacă România ar fi rezolvat toate problemele, nu știu, ar fi Elveția, chiar Germania. România este o țară nenorocită, nu merge nimic, 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 nimic nu merge, da? Și în loc această coaliție de guvern, în loc să se ocupe de rezolvarea marilor probleme, marilor probleme, n-a făcut reforma, a trecut deja din august, sunt două luni și nici vorbim. Reformă, reforma asta ceva, n-a modificat Constituția, nu fac nimic cu trenul, nu fac nimic cu drumul, nu fac nimic, 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 nimic. În schimb, au o preocupare numărul unu, este cum să cheltuim noi bani pentru ucraineni. Să mă înțeles, eu n-am mic împotrivă. Dar avem noi un tratat cu Ucraina potrivit căreia noi trebuie să ne sacrificăm noi ca cereale lor să treacă, trebuie cereale. Repet, dacă ar veni, nu știu, refugiate, am înțeles, sau nu știu, dacă ar veni, nu știu, ăstea invalizi, chiar și ajutorare militară, dar cereale, ce treabă are cereale cu războiul? Păi că rușii a blocat și, păi, pe noi ne suntem blocați total, mai rău decât ucraineni, nu mai spun că aceasta este în detrimentul fermierilor români, nu mai spun, da? Și a venit Ciolacu și a zis, bă, având în vedere că s-au ridicat interdicțiile și fermierii noștri vor fi loviți de cereale ucrainene, în loc să le spună că bă, noi primim. Cum am făcut ăla? Noi am zis nu, îi plătim. Singurul partid care a îndrăznit să abordeze această temă, mai ales cu cereale, a fost AUR, care, iată ce a zis domnul Simion la Constanța, la lansarea candidaților la europarlamentare. Slovacia este normală la cap, Ungaria este normală la cap, Polonia este normală la cap și au interzis unilateral
importul de cereale din Ucraina. Cinste lor! Slugile noastre de la București au ales să stea iarăși în genunchi și să asculte idiocrația de la Bruxelles și să execute, nepunându-și în vreun fel problema agricultorilor români. Sunt aici, în Dobrogea, foarte, foarte mulți agricultori au venit înainte de conferință la noi și ne-au spus: domnul președinte, faceți ceva, că dăm faliment. Anul trecut a fost teribil pentru noi. Anul ăsta a anunțat premierul României că dublează cotele de cereale care tranzitează România. Dar nu-i problemă doar că tranzitează. Problema e că și rămân aici cereale și produse agricole din Ucraina, care nu aparține Uniunii Europene și care dă orice echilibru și așa fragil peste cap. Da. Stimați telespectatori, eu nu am dat asta ca să fac publicitate electorală la AUR. Am dat-o pentru a atrage atenția acestor neghiopi, ca să nu zic, din coaliția de guvernare, lui Ciolacu, lui Ciucă și lui Claus Iohannis, că tema, deci, că românii încetul cu încetul ajung la un nivel de exasperare față de efortul uriaș pe care îl depunem noi sub conducerea lui Ciolacu pentru Ucraina în detrimentul nostru. Sigur, nu apare în presă, cum să apară la Antena 3 când iar mi-amintesc. Dan Voiculescu a zis: tu, eu am făcut cea mai pro-NATO televiziune. Păi eu dacă aș lucra la ea, mi-ar fi rușit, adică pro-NATO și pro-America. Adică pro-America înseamnă că mint în favoarea mea, nu este pro. Cum am zis? Bun. Nu există acest, dar pe rețelele sociale, ca stare de spirit, tot este și povestea cu dronele, toate acestea crește tensiune. Dronele, băstruie, deci dobitoci ăștia de la guvernare, cred că dobitoci. Ei nu-și dau seama că în felul acesta deschid culoarul către AUR, către alte partide care pun normal și să preia ei tema, să o trateze și mai puțin violent cu tare. Adică ei nu-și dau seama cum vine mie Sorin Grindeanu, n-am căi ferate, locomotivele ar, trenul ăsta ca dracu, aia fac grevă și el vine și îmi spune cu toată seriozitatea ce face România, câți bani, ce efort face ca să atracă cereale ucrainene. Foarte frumos, dacă noi am fi rezolvat toate problemele, da? Cum adică această coaliție de guvernare s-a concentrat pe transformarea României într-o, cum să zic, anexă Ucrainei? Fermierii sunt sacrificați, Bâstrul a fost sacrificat. De cum să zic, 3% din bugetul pe anul acesta este cheltuit pentru asta. Da? Acum facem, deci toate aceste lucruri avem povestea cu cereale. În coadă, nu înțeleg cum transformă Sorin Grindeanu tranzitul de cereale în problema numărul 1 a României. Problema numărul 1, sunt multe experimentate, este a căilor ferate, a trenului care trebuie modernizat, trebuie neapărat, este și o chestiune de viitor. Nu, no, o preocupare, era și mândru. Păi oameni buni. Bun. Deci, și atunci, această, ei nu se sesizează, dar nu ce face, că vine ambasada America, vine ambasadoare și le dă cu poșeta în cap, că dacă îndrăznește Sorin Grindeanu să zică ceva, imediat îi se găsește și e transformat în familia Pașcu. Ați văzut cum se face? Imediat, vine imediat. Cum pe televiziunea trustului Voiculescu pro-american și a și zis pro-ucrainean, păi cum să spun, dacă îndrăznești să spui asta, imediat vine trustul, pentru că el este pro-american. Nu l-ați mai pomenit? Scuze, fii mă pro-american.
Jurnalist nu ești nici pro, nici contra. Ești jurnalist. Sau cel mult ești pro-România. Unde s-a făcut? Dar el așa cum... În afară de pupupul ăsta la partidul ăla lui de 2 lei, a făcut cea mai pro-NATO și pro-americană televiziune trus din România. Bun. Să trecem acum la ce este foarte important. O să discutăm și alte lucruri și am în alte subiecte. Mai trebuie respectat. Evenimentul numărul unu în Europa este criza din insula italiană Lampedusa. Ia să vedem. The Italian island of Lampedusa still overwhelmed by an influx of migrants. Authorities say some 2,500 migrants are still staying at its overcrowded immigration center. It can house a maximum of 400 people. Earlier this week, 8,500 people landed on the Mediterranean Isle in the space of 3 days. EU officials have confirmed Commission President Ursula von der Leyen will travel to Lampedusa on Sunday after Italian Premier Giorgia Meloni requested she visit. Meloni says the country is under, quote, unsustainable pressure after Italy's Interior Ministry announced migrant arrivals by sea this year have almost doubled compared to 2022's figures. French President Emmanuel Macron has since pledged his support for Italy, while the interior ministers of France, Germany and Italy joined EU representatives for a virtual meeting on Saturday to discuss the crisis. Back on the ground, the Red Cross is continuing to provide essential supplies to the new arrivals. Deci azi v-am dat după Euronews. Deci acolo, în ultimele 2 zile, au venit mii de emigranți. Mii. Mii. Păi, din insulă se vreo 500-600. Deci este o nebunie, da? Meloni a chemat-o pe, că, apropo de cum a venit ea Meloni la putere, pe ideea că rezolvă. A chemat-o pe Ursula să rezolve aceasta. Deci problema numărul unu a Europei, la ora actuală, este criza emigranților. Și tot această nebunie cu... Eu nu înțeleg, nu pot dată, mă vorbesc jur. Dacă dumneavoastră vă urcați într-o barcă și vreți să intrați în Italia, în insula respectivă, poia, cum să spun, nu vă lasă. Dacă nu ați văzut la granița cu Italia, la granița cu ce vreți și vreți să treceți, nu ați cere pașaportul. Mă, cum dracu, de ce există 2 categorii de oameni în materie de frontiere? Oamenii normali din toată lumea și emigranți. Ești emigrant, nu contează. Ești emigrant, ai venit cu barca, gata, intri. Nu mă vând, nu mă amestec. Bun. Problema este că la ora actuală Europa este deja este un semnal foarte grav în ceea ce privește imigrația. Și pe acest fond vine Marcel Ciolacu și anunță în deplinătatea facultăților sale politice că dă în judecata la Curtea de aia Europeană de Justiție pentru faptul că a votat, se opune prin veto admiterii României în Schengen. Lasă la o parte, aberația politico-diplomatică, e dreptul lui. Eu nu pot să-l dau în judecată pe Marcel Ciolacu pentru că zice sunt primul ministru. E prim-ministru. Și ca prim-ministru are dreptul, nu știu, la să scrie pe cartea de vizită prim-ministru. Așa și potrivit legilor europene au dreptul să zică veto. Cum să vină o curte spună, bă, ne-ați adus, păi zice, e un veto care a păgubit România. E dreptul lui și când și PSD-ul care și cu PNL-ul care guveau majoritate, prin asta mă pocupesc pe mine. Asta înseamnă că trebuie să-i dau în judecată. Nu trebuie să dau în judecată Parlamentul. Bun. Și evident că partea austriacă, deci ministrul austriac al afacerilor europene, a explicat și toate coțofenele, toată presa pro-NATO
și pro-americană mai puțină decât trustul lui Dan Voiculescu. N-am auzit până acum nici G4 Media, nu, fie mândră, nici TVR-ul. Bă, eu sunt pe cea mai pro-americană. Încă o dată, ești nebun. Cum să fii pro-american? Asta înseamnă că coțofenele de acolo și toți în frunte cu Mihai Gâdea sunt propagandiști americani, dacă ești pro-american. Nu poți să fii pro, nici contra. Ești pro-adevăr, dar mă rog. A explicat că ei, Austria nu are nimic cu noi. Și într-adevăr, ia să vedem. Și într-adevăr, Austria, încă de aici a pus problema admiterii noastre în Schengen, a ridicat o problemă. Că actualul sistem de blocare, de control al granițelor este depășit. Și el a invocat mereu această navală imigranților. Spune navală de aici, da? Și el n-are nimic cu noi. Ei spun în felul următor, nu mai putem extinde cu încă două state până când nu rezolvăm această problemă. Uniunea Europeană, Comisia nu vrea, că Ursula e progresistă, șorosistă. Cum adică să facă zid cu imigranții, să nu-i lase, da? Însă, pe acest însă, criza din Italia a readus la ordinea zilei preocuparea Austriei. Adică nu numai a venit acum și Italia, e sigur că ei sunt acolo cu barca, dar Austria zice, băi, e granița prin România. Și atunci, pe fundul, s-a venit și noi și facem gălăgie. De ce nu se duce Marcel Ciolacu să bată cu pumnul masă împreună cu dulapul de la Cotruce, iar pleacă în America, iar la Olu, ia pe cocoană, iar la hotel, dar nu contează. Așa. Și se bată cu pumnul, spune, păi comisie, doamna Ursulica, faceți, domnule, ceva din ceea ce cer, pentru că austriecii a zis, domnule, noi facem, renunțăm la veto dacă rezolvați niște probleme ale întregului sistem. Nu vor. Și atunci ar trebui o presiune din partea noastră, le spun, băi, Comisia Europeană, băi, rezolvați-le problema. Nu, Comisia Europeană se oblige. Păi ce ești nebun să voteze invadarea Austriei de imigranți, să ajungă Austria pe care terestre, cum este Italia, o nebunie, o nebunie în Italia. Bine, și noi ce să le fac? Și probabil că se va ajunge aici la o cotă, sigur, vom primi și noi. Problema este că ei nu vor în România. Ei, Italia, este un fel de, cum se poartă. Ei vin acolo și de acolo ajung în Germania cu tare, cu tare. Dar nu nici într-o cază în Anglia, că Anglia nu-i mai las. Anglia e noroc că e și ea insulă. Bun. Da, mulțumesc, la revedere!